Drepturile elevilor erau reprezentate în consiliile de administrație ale unităților școlare până în 2010, atunci când legea educației l-a transformat pe reprezentantul elevilor într-un simplu observator. În anul 2012, un studiu efectuat a arătat faptul că din 999 de unități de învățământ chestionate, doar în 326 dintre acestea, reprezentantul elevilor era chemat. Vara aceasta, în urma ordonanței de guvern, ordonanței de urgență 49, reprezentantul elevilor a devenit din observator ocazional. Beneficiile ar fi importante, mai ales pentru dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Elevii vor fi mult mai responsabili, mai maturi și vor căpăta experiență în finanțe, în buget, în resurse umane și chiar management. Ceea ce înseamnă că statul român va elibera pe piață niște tineri mult mai bine pregătiți în aceste domenii. Mai mulți parlamentari constanțeni susțin această lege. Revedeam acum și perioada în care eram ca voi, elev. Ce mare diferență este între modul de abordare. Eu am ajuns să vorbesc cu un profesor altceva în afară de ora de curs, doar când am făcut o prostie și mi-a zis să vin cu tata atuns. Am fost de acord, am spus cu acest proiect și susțin, într-adevăr, prezența elevilor în Consiliul de Administrație. Am susținut această inițiativă, am susținut acest proiect de lege, o voi face și în continuare. Este important ca în fiecare școală să aveți reprezentanți, tineri care să participe la aceste ședințe ale Consiliului de Administrație și care să fie portavocile dorințelor și necesității de a vă apăra drepturile. Proiectul de lege a fost propus în Parlament la sfârșitul anului trecut, el urmând să intre în Camera Deputaților.